Tudor Baconschi vorbit de ștafetă, pentru că astăzi e vorba de o ștafetă într-o echipă mică. Și mă mai bucur pentru că la o dezbatere despre femei, în viața publică participă și femei. Nu m-aș fi mirat dacă la mașina de dezbatere ar fi mai bărăți. Am observat că organizatorii acestei întâlniri au avut o ezitare când au formulat tema. Am primit inițial o formulare foarte provocatoare. Nu știu dacă formularea inițială a temei a ajuns la dumneavoastră. Eu am primit-o. Ea spunea așa, de ce nu iubim femeile? Primind această formulare, am crezut că este greșit destinatar. Destinatarul, în cadrul meu cel puțin, nu era corect identificat, pentru că eu iubesc femeile. Și de altfel, cred că bărbați, poate cu puține excepții, iubesc femeile. Poate că întrebarea ar fi adresată mai degrabă femeilor. Acolo poate fi o justificare. De ce ele nu se denumesc peste mine? Dar, lăsând la o parte ezitarea aceasta de formare a temei, constat că în forma finală, tema are o precizare. E vorba de mentalități și realități românești și europene. Mărturisesc că nu sunt specialist în mentalitățile europene și realități europene privind femeile de viața publică. Nu sunt un specialist nici în ce privește mentalitățile și realitățile românești privind femeile de viața publică, dar, tocmai pentru că sunt profan în acest domeniu, cu ingenuitatea profanului, mi-am pus câteva întrebări și am să le pun și dumneavoastră. Eu am să încerc să răspund la câteva dintre ele și m-aș bucura foarte mult dacă dumneavoastră ați da răspunsuri mult mai competente decât acelea pe care ați le simțeți. Prima întrebare, este nevoie de femei în viața publică? Și aș adăuga, este nevoie de femei în viața politică? Pentru că eu cred că dacă vorbim de femei în viața politică în general, astăzi, în România, femeile sunt reprezentate în viața publică. Sunt în toate profesiile reprezentate, sunt în presă reprezentate, au poziții importante în învățământul superior, probabil dacă în viața politică sunt la fel de bine reprezentate. Dar întrebarea era aceasta. E nevoie de viața politică în general și în viața politică special? Și eu am găsit cel puțin trei argumente pentru care e nevoie de femei și în viața politică și mai ales în viața politică. Primul argument este unul de dreptate. Dacă Dumnezeu ne-a repartizat pe sexe aproape egal, cu un avantaj pentru femei, atunci inevitabil este ca femeile să fie reprezentate ca atare și în viața publică și în viața politică. Dar pe lângă acest argument de echitate, este și un argument de igiena limbajului în spațiul public și de igiena comportamentului în spațiul public. Eu sunt convins că dacă vom avea mai multe femei în spațiul public și mai ales în viața politică, vom asista la o igienizare a limbajului politic. Din păcate, astăzi, cum vedeți, există o degradare a limbajului politic. De multe ori e până la limita vulgarității, sau chiar dincolo de limita vulgarității. Sunt convins că dacă ar fi mai multe femei în viața politică, această igienizare a limbajului s-ar produce. Și mai este un argument de ordine estetic. Sunt convins că dacă ar fi mai multe femei în viața publică și în viața politică, s-ar schimba și estetica acestui spațiu. Din păcate, în momentul de față, nu mă refer doar la estetica înfățișării, dar mă refer la estetica edificării spațiului. Și din păcate, cel puțin în România, spațiul public și mai ales spațiul politic nu ne oferă o imagine care să ne producă satisfacție estetice. Cred că prezența femeilor în viața publică și mai ales prezența publică ar fi de natură să înfrunzețeze, repet, nu prin înfățișare, prin chipul, deși și asta e foarte important, ci prin construcția, prin arhitectura spațiului public. Așadar, la această primă întrebare, dacă e nevoie de femei în viața publică, în viața publică, iar eu am vedea să-ți argumente mai întâlnare pe care trebuie mai multe. Dar ele mi se par așa de importante încât, pentru mine cel puțin, fundamentează convingerea că ar trebui să sprijinim prezența femeilor în spațiul public, în viața politică specială. A doua,
au fost vreodată reprezentate și recunoscute corect în România femeile în spațiul public și mai ales în viața politică? Și aici, răspunsul meu este evident, nu, niciodată. Cineva ar putea să spună, nu e adevărat. Pentru că, înainte de 89, există o reprezentare proporțională a femeilor în mai toate funcțiile. Așa este. Numai că acea reprezentare proporțională era una falsă, era una pur proporțională, una care ținea seama de regulile politice, dar care nu avea niciun. Și cum toate discursurile regimului totalitar erau bazate pe premize false, și această premiză că reprezentarea politică ar fi fost o reprezentare reală a femeilor în viața politică și în politic, era o premiză falsă. Așadar, mie mi se pare că, din păcate, în România, cel puțin până astăzi, nu putem identifica o perioadă în care femeile au fost reprezentate și recunoscute, subliniez, reprezentate și recunoscute corect în viața publică și în special în viața politică. Și atunci urmează firesc a treia întrebare. De ce s-a întâmplat asta? De ce s-a întâmplat? Din cauza femeilor, din cauza bărbaților, din cauza mediului, din cauza obstacolelor pe care mediul lor se creează. Și cred că găsim elemente în toate aceste trei direcții. Cred că sunt cauze care țin de femei, sunt cauze care țin de bărbați, sunt cauze care țin de construcția spațiului românesc și mai ales de construcția spațiului. Și din toate aceste trei direcții există obstacole, există bariere. Există bariere pe care femeile se creează ele însele, pentru că la un moment dat nu au curajul necesar pentru a se afirma și nu au referit la toate, pentru că la foarte multe dintre ele făcute. Și asta pentru că recurența unor tradiții și mentalități este încă foarte puternică și e un mediu nu atât de departe de când credem în această privință momentan. În al doilea rând, în oglindă este obstacolul care există la celălalt interlocutor bărbatul, care și el este în bună măsură victima acestor mentalități care nu sunt adevărate, nu sunt foarte adevărate de mediu, dar mai ales e vorba de obstacolele care sunt în momentul de față foarte prezente în modul în care se construiește spațiul politic în România, în modul în care se construiește spațiul politic în România. Și atunci ar urma a patra și ultima întrebare pe care vă aduce și cu adresă. Ce e de făcut pentru ca femeile să fie corect reprezentate și recunoscute în spațiul public și în spațiul politic în special, în România? Cred că propunerea pe care doamna Sfântina Marco a făcut-o mai devreme, propunerea invitativă, pe care eu nu am făcut-o mai devreme, este un instrument important pentru a debloca cel puțin, în parte, accesul femeilor în spațiul public, în spațiul politic în special. Dar convingerea mea este că legile oricât de bune ar fi, nu pot să înlocuiască mentalități. Și mai ales legile oricât de bune ar fi, nu pot să creeze peste noapte mentalități. Am însă convingerea că o lege bună, dacă lucrează în timp, adică o perioadă lungă, până la urmă, formează. Și din acest punct de vedere, susțin toată convingerea supunerea Sfântinei Marco, pentru că dacă propunerea va fi adoptată, dacă va deveni lege, chiar dacă nu se va uite peste noapte o transformare radicală, în ce privește deblocarea din femei în viața publică, în viața publică specială, în timp, și aici mă întreb dacă eu avea de citi, mentalitățile acestea trebuie schimbate. Pentru că nu întâmplător am spus tot timpul reprezentare și recunoaștere. Nu e suficientă reprezentarea aritmetică. E nevoie de recunoașterea reală a femeilor în viața publică și în viața publică. Și dacă, așa cum spun filozofii, de vreo două secole, viața fiecare dintre noi este o bătălie pentru recunoaștere, până la urmă această luptă pentru recunoașterea femeilor e la comună, s-ar putea crede că e numai a femeilor. Nu, cred că este o luptă comună a bărbaților și a femeilor pentru normalitate în România. Sper că voi apucați să credeți în sfârșitul vieții această normalizare a spațiului public și a spațiului politic, în special în România, prin prezența corectă a femeilor.